în mare. Așteptăm cu la ce se observă, bănesc că și pe acestea le recunoașteți în mare. Nu se pune problema de ultimele două locuri care sunt direct. Ce o să fie, o să vedem. Dar adevăr, ne cam dezavantajează puțin, având în vedere că prima etapă la Timișoara, a treia era la Satul Mare, le aveam pe amândouă acasă și jucam la Constanța, era mai mult decât bine pentru noi. Mi-am asumat niște riscuri, pentru că e prima oară în cariera mea când evoluez la o echipă care are obiectiv evitarea retrogradării, dar îmi plac provocări. Tu știi cel mai bine cum a fost în Divizia A și cum e acum în Ligă. Care e partea? Trecerea de la amatorism la profesionism e destul de abruptă. E o problemă din punctul de vedere, ei trebuie să se adapteze, trebuie și răbdare, că nu poți să, din prima să reușești să faci minuni. În rest, decât să aduci din străinătate, sunt niște costuri enorme. Clubul nu are acția banca să aducă jucători de afară, să dea pe transferuri mulți bani, salarii mari. Nu e, n-ar fi cine știe. V-am spus, orice baraj este, mă rog, prin de altă nuanță, cel puțin pe final de etapă. Și ar fi bine să le evităm și pe celelalte două. Am vrea să uităm cât mai repede ce a fost în spate. Nu ca și handbal, dar ca probleme. Da, sunt, oricum este diferență foarte, foarte mare. Trebuie să avem continuitate și liniște, pentru că doar așa putem împreună să ne atingem obiectivul. Ei să fie mulțumiți și să nu regrete faptul că au acceptat echipa asta, iar noi să demonstrăm că nu s-au înșelat vis-a-vis de noi. Dar cred că numai împreună putem face lucrul ăsta. Și acum cred că putem să ne luptăm de la locul 6-7 în jos cu orice echipă, de la egal la egal, și putem să învingem pe oricine și din primele 7, adică putem face surprize, dar noi trebuie totuși să fim puțin realiști, să ne vedem lungul nasului, să încercăm să evităm cât mai mult locurile 11, 12, 13, 14, care sunt două duc la baraj, două sunt direct retrogradabile. Și punctul forte a echipei este forța grupului. S-a demonstrat de atâtea ori că nu individualitățile fac diferența și pot să câștigi un meci. Dacă suntem o echipă unită și ne dorim același lucru cu toții, cred că putem face o figură frumoasă. Și am amintiri frumoase. Îmi doresc să am aceleași performanțe și dacă nu să le depășesc în continuare aici la Ploiești.